80% muncă, 20% plăcere. Adică în momentul ăla masturbatul nu mai e Da. plăcere, este tot. Este chin. Adică Este sunt chin. modele care se plâng de chestia asta. Mai ales cele care sunt pe jucării. Pe fac mașini, pe dildoială, pe toate chestiile. Deci, nu? 100 de mii de euro în 2 săptămâni. Să vadă un Da. model cum doarme. 100 de mii de euro a plătit doar pentru ca să... O vadă cum doarme. Doamne, Membru ce? respectiv să-i se facă un blowjob încât să pară foarte real. Și modelul respectiv trebuia să stea cu ochii fix sub cameră și doar să dea din cap încât să... Așa în gol. Exact, Da. Una la care nu m-am așteptat eu niciodată. Ca modelul să fie plătit să se uite la unul cum își bagă o piersică în fund, o scoate și o mănâncă. Nu, nu pot, nu pot, Deci cine vrea să-și pună țâțe să vină la Best Studios. de Ca asta să... m-am dus și eu, adică. Dacă vrei să și pe Ți-ai vrut mare. să spui. Da, e adevărat. Majoritatea au soții acasă, pentru că noi vorbim cu ei non-stop, le știm viața mai bine decât ei, presupun. Multă lume se uită și spune, bă, ăstea ce fac acolo? Stau pe canapea, se mastură, adică ce-ar face o femeie oricum acasă Da, dintr-o nu, vreme? 9 ore, nu, nicio femeie nu stă să se masturbeze 9 ore, hai să fim Asta e. serioși. Am avut un Asta e. model Care, căruia i-a fost cerut o penetrație penetrare, dublă. da. Da. Cu ce și ce? Cu piersică și măr sau? Cu două dildouri. Așa. Și modelul face chestia asta, dar era pe bani puțini și am refuzat eu. Deși ea voia să facă. Toată lumea care judecă să se gândească la faptul că industria asta nu ar exista. Dacă nu ar exista Consumatorism, cererea, da, consumatori. e ca la droguri. Dacă nu ai mai avea cerere, s-ar duce dracului oferta. Exact. Este adevărat, un model s-a sinucis pe cameră. Clar, cererea unui membru. Hai că încep eu, deci nu facem sex ca să potolim toate... Nu Nu, așa, nu, stai lasă-mă cu puțin să astea ale spunem tale. la final. Nu, nu, lasă-le. Oamenii n-au Terminăm. înțeles că e un pamflet și că trebuie tratat ca atare. Nu facem sex. Facem dragul. Vi-l las vouă pentru că Dinu... Gata, filmăm? Pentru că Dinu... Discuții tabu 7. Despre ce vorbim azi? Despre video chat, subiectul tău preferat. Dar de ce subiectul meu O preferat? să-ți spun ceva. Băi, zicea ieri, domne, poate aduce două, trei modele, că eu sunt pregătit. Ai Păi eu cuvânt. și Cătălina doream chiar mai mult de două, trei. Ne gândeam să... Adevenia Uite, eu am furiozurat. venit, deci te rog frumos, am venit pentru toți cei care comentează cu limbajul nostru, cu nu știu ce, cu acest tricou, da, mândru că deranjez. Trebuie să-ți faci și tu unul cu mândră că deranjez și de acum așa să filmăm. Eu pun doar mândră. Discuții tabu, un podcast fără reguli, fără cenzură, vorbim liber despre teme care nu sunt abordate în alte locuri, deschidem norme pentru a deschide minți, într-un limbaj necenzurat, prost. Într-un limbaj amestecat cu cel academic. Academic, eu sunt partea academică din acest Eu sunt podcast. Hai să prezentăm invitații. Astăzi alături de noi sunt Robi și Raluca. Sunt trainer la un mare studio de video chat. Am lansat și o provocare pe Instagram mai devreme cu întrebări de la public, pentru că despre acest domeniu multă lume fie nu vorbește deschis, există foarte multe curiozități, există și foarte mult stigmat. Există conceptul ăsta în care modelele sunt stigmatizate, oamenii nu înțeleg exact poate unii cu ce se ocupă, fac confuzii între diverse lucruri, deci astăzi o să lămurim toate aceste lucruri, însă înainte dați subscribe acum la canal pentru ca să rămânem în contact și să vedeți când postăm următoarele episoade. Da. Nu, dar nu vreau să continuăm până nu dă toată lumea subscribe, deci vreau să stăm așa, să Nu, văd când stai tu ajungem și la... când... Hai, prezentați-vă, începe... Care începe? Noi, eu cu Madalina începem împreună și terminăm împreună, la voi cum e? Începem împreună și terminăm toți, poate. Ladies first. Ladies first. Hai, ok, zi tu, Ralu. Raluca, am 22 de ani, lucrez în domeniul de un an și puțin timp. Dacă lucrai în domeniul de 10, te rugam să tăiem că nu era legal. Deci de un an, așa. Da, am fost trainer, în momentul ăsta sunt makeup artist în studio. Deci tu pregătești modelele, le faci frumoase Exact. pentru show, da? Pentru show, da, Și pentru Robi? trip. Eu sunt Robert, am 26 de ani aproape și sunt în domeniu tot de un an și puțin. Sunt trainer, mă ocup de partea tehnică pentru modele, de scris și de orice Și ce altceva înseamnă mai am scris? nevoie. Scris la membri, scris lor pentru a le ridica moralul, pentru a le ține în priză și orice au nevoie. Ca o glumă, să trimită câteva la noi la terapie,
Ce nu trece de cred mine, trece de tine. Și ce trece de mine, ajunge la Cătălin. Ajunge la Cătălin și noi oricum șeruim că nu suntem zgârciți. Stai că vreau eu să-l întreb ceva pe... O să întreb cu câte modele lucrați în momentul ăsta. Deci ca să înțelegem cât de mare e studioul pentru care lucrez. Studioul în care lucrez eu acum are în jur de 10 modele pe timp de zi, vreo 15 pe timp de noapte și mai avem un alt studio care este tot al nostru, dar este o locație diferită, care are undeva la 20 de modele, plus studioul mare, Best, care are peste 100. Deci avem 160 de, 150 câte sunt. Deci vorbim de cel mai profitabil, atenție că am vorbit puțin înainte, cel mai profitabil studio din România în momentul ăsta. Cred da? Că și din Europa, dacă nu mă înșel. Ne putem mândri. Din Europa, da, din pentru Europa. Că România este pe locul întâi. Uite, asta trebuie să spunem pentru cine nu știe. România este pe locul întâi la capitolul număr de modele și profit din videochat. Avem nu știu dacă putem să ne mândrim neapărat, dar... De ce? Da. Avem cea mai mare industrie de videochat din lume. Care avem și noi ceva pe primul avem loc. O industrie, da? Până acum aveam pe Halep, acum avem industria. E bine. Am pus eu să se topeze pe Halep. Hai că am o întrebare pentru Robert, ca să nu uităm după aceea. Explică-ne exact ce anume faci tu, pentru că oamenii au senzația că modelele scriu singure și tot singure au și capacitatea de a-i manipula, dacă putem să spunem așa, pe cei care le contactează. Păi... Sunt și modele care scriu singure când trainerul este foarte aglomerat. Ok, care sunt acele modele? Modelele vechi, care știu limba engleză la perfect, pentru a putea comunica foarte bine cu membrii. Comunicarea este cheia la noi. Atenția pe care le oferim, plus atenția pe care o oferim noi trainerii către modele, pentru că dacă modelul are o stare proastă, automat totul să fie prost. Că o simte și client. Da, noi suntem acolo și tehnic, și scriitori, și psihologi, și tot. Deci tu în principiu preiei întrebarea sau cerința clientului și o transmiți modelului prin căști sau ce? Nu, prin scris, avem o aplicație prin care vorbim. Ok, și asta pe telefon în permanență? Sau? Nu, pe ecran, apare pe ecran. Ah, ca un fel de știristă. Hai să o luăm puțin metodic, da, pentru că știu că sunt foarte multe femei care se vor uita la podcastul ăsta și foarte mulți bărbați care vor fi curioși de secret. Hai să o luăm din perspectiva femeilor prima oară. Cum se desfășoară procesul de selecție? Da, o femeie care în momentul ăsta vrea să intre în industria de video chat, cum procedează? Dă mail la un studio, vine la un interviu și mai departe, care sunt calitățile pe care le căutați voi, pe trainer, pentru un model, ca să înceapă să lucreze cu voi? Fizicul este un must sau... Adică poți să fii și mai plinuță și mai... De când sunt eu în acest domeniu, am ajuns să cred că frumusețea nu vinde. Vinde caracterul pe care îl prezintă membrilor, atitudinea ei și toate gesturile pe care le face. Astea sunt punctele cheie pentru un model. Cu cât e mai comunicativă, cu cât râde, cu cât zâmbește la cameră și face eye contact foarte mult, cu atât are mai mult succes. Și cu cât e mai plăcută, cu cât transmite o energie pozitivă. Asta atenția amatoarelor care își fac fața perfectă și corpul prin tot felul de aplicații, nu frumusețea aia vinde, uite. Da. Și mai departe, un model intră pe mâna voastră. Ok. Și voi ce faceți? Cu ce începe trainingul ăsta pentru... Prima dată are parte de o ședință foto pentru a avea content. După care vine să verificăm conturile pe care le facem și urmează un mic training pe care îl oferim noi sau managerii. Trainingul constă în a merge într-o cameră explicându-le ce să facă, cum să facă și ce să zică, ce să nu zică, pentru a putea ține o tură fără probleme. Să-i arătăm camera, calculatorul și orice lucru din acea încăpere de care se poate folosi. Uite, ai zis o tură. Care e programul unui model de video chat? Cum se desfășoară? Cum arată programul de lucru standard? Se lucrează la studio? Da. Programul este diferit de la 6 ore, la 8 ore, la 12 ore, depinde de cât vrea modelul să muncească. Nu obligăm modelele să lucreze, nu știu, un număr anumit de ore. Dar cel mai bine pentru a intra și în parametrii site-urilor este să aibă un program de 8 ore. În care trebuie să stai în fața camerei. Cu pauze, normal. Să stai în fața camerei și să interacționezi cu toată lumea. Privitorii. Da.
Hai să trecem așa de la început și în partea de care toată lumea e foarte curioasă. Da? Păi evident, partea financiară. Așa, câți bani face un model pe lună? Câți bani face un model pe lună? Bine, evident, știu că aici niciodată nu poți să arunci cu sume să spui... O să fii uimit, pentru că am vorbit cu Robert înainte să-l invităm și mi-a spus că partea asta cu financiarul e de fapt un subiect tabu, uh-huh. Pentru că foarte multe modele de fapt nu fac atâția bani cât se spune. Adică să ajungi să faci mulți bani, chiar trebuie să muncești. Nu se fac bani peste noapte. Bine, ca să faci foarte mulți bani, cred că depinde foarte mult și de implicarea ta, de cât de plăcută te faci tu în fața publicului, că lucrezi cu oamenii. Dar să spunem în medie, da, cât poate câștiga o fată care începe să facă videochat în prima lună și la cât poate ajunge? În medie, nu aruncăm cu sume. Și în cât timp poate să ajungă la suma aia? Știu că multe studiouri, ca paranteză, dau și un bonus de început, da, când te angajezi, nu? Adică îți oferă garanția unui venit. Salariu fix. Da, da, da. La noi nu se oferă un bonus de început, la noi se oferă alte facilități pe parcurs. Uh-huh. Implant de silicoane, botox sau deci, fetelor, alte chestii. Deci, fetelor, dacă nu aveți silicoane și nu aveți... Dacă nu aveți un sugar daddy care să bage bani în voi, mergeți la studioul lor de videochat. Hai să le spunem și numele studioului, că ar fi păcat să nu meargă fetele. Bun, nu avem niciun barter să se specifice, noi ne-am dorit să facem ca întotdeauna să aducem un subiect în față. Dacă apare cu silicoane, sigur e barter. Unul dintre subiectele despre care nu se vorbește, deci este vorba de, în scopul ăsta facem acest podcast. Deci cine vrea să-și pună țâțe să vină la Best Studios. Da, asta m-am dus și mai. Dacă vrei să-și întotdeauna. Așa, zi-mi de-ți sumele, în prima lună cam care-i media? Între 1000 și 3000. De euro pe lună. De dolari. Vorbim de venitul net care îi rămâne modelului sau? Venitul total, dintre care se oprește procentul studioului. Care este? În funcție de implicarea ei și de orele pe care le stă, pornește de la 45% până la 60%. Venitul ei care îi rămâne evident. Nu, ei rămâne asta sau da. După câteva luni, un an, când ai acumulat experiență? După un an sunt fete care se învârt și la 10-15 mii constant la modul acela. O altă întrebare pe care... Sau care nu se învârt nici la suma aia și rămân la 3 mii. O altă întrebare pe care ar putea să o aibă o femeie, de ce aș apela la un studio ca să fac video chat când aș putea să fac la fel de bine asta la mine acasă, să-mi cumpăr eu o cameră, să stau la mine în pace și să fac asta? Care sunt avantajele pe care le oferă un studio față de ideea de a munci individual în domeniul ăsta? Că bănuiesc că se poate și individual. Da, se poate. Așa. Păi, în primul rând, oferim confidențialitate. Nu suntem fanii producției în România, oarecum, pentru că clienții români nu dau bani, ăsta e adevărul. Uh-huh. Oferim suport non-stop, pentru că non-stop este cineva în studio care să te ajute cu orice problemă, cum ți-am dat și exemplu, dacă îi se strică camera acasă, poate ea nu știe să o facă. Dacă lucrați preponderent cu clienți străini, oferiți și meditații pentru limba, adică dacă nu știe să învețe, bănuiesc în engleză, se comunică cel mai mult. Putem să trimitem modelele și pentru meditații la engleză, sau le învățăm noi, adică stând cu o persoană 8 ore în fiecare zi la muncă, automat discuți și altceva în afară de studio. Uh-huh. Poți să o ajuți. O chestie pe care nu știu dacă o aveți și voi, am auzit la alte studiouri de videochat, îi faceți vizibil prin Jasmine sau ce site este foarte mare, care are de fapt o bază de date de clienți. Clienții ți-i găsești dacă faci de acasă. Pur și simplu intri pe site, îți faci cont și aștepți. Da, dar în general când ești la un studio de videochat, ai niște clienți fideli pe care voi îi share-uiți între modelele voastre. Asta. Nu? Nu, este o prostie pentru că nu am cum să iau unui model, un client fidel și să-l dau la cealaltă. Nu, mă refer, de exemplu, știu că e site-ul ăsta, Jasmine sau cum se numește? Da, Jasmine este un site de premium. Exact, unde, practic, sunt foarte mulți clienți din toată lumea. Noi nu lucrăm cu Jasmine. Asta voiam să știu, pentru că alte studiouri lucrează cu Jasmine și, practic, o mare parte dintre clienții Jasmine vin către studiouri. Iar ea de acasă nu are cum să aibă, e ca și cum îți faci tu acum un cont de Instagram, și n-ai cum să crești decât dacă vin rux și alți oameni super cunoscuți și te tăguiesc, așa e și cu... E mult spus că nu lucrăm cu Jasmine pentru că avem și modele care activează conturi de Jasmine. Asta spun. Este focusul principal.
Știu că ele, de exemplu, dacă se retrag, au o perioadă în care nu au voie să lucreze de acasă, dacă au lucrat cu... Da, se numește protecție pe conturi. Nu toate studiourile au chestia asta. Noi o avem și este un lucru corect pentru că noi investim foarte mult în modelele despre noastre. Asta vorbesc. De la ședințe foto care sunt destul de scumpe și poate să-și facă câte una pe săptămână, până la tot ce are în cameră și strică și noi reparăm. Da, vreau să te întreb o chestie, că uite, ai vorbit de partea asta de confidențialitate, să vă întreb o chestie. Sunt cu siguranță foarte multe fete care vor să lucreze în domeniul ăsta și nu vor să se afle, dar nu vor să știe părinții, prietenii de aici din țară că se întâmplă asta. În momentul în care lucrezi cu un studio, tu practic îmi spui că, teoretic, profilele lor nu pot fi văzute de oameni în România, da? Oarecum. Oarecum, există variante. Dar ce faci cu cei care înregistrează, da, sesiunile, cei din afară mă refer, și apoi le încarcă, știu că au existat probleme de genul ăsta, le încarcă pe site-uri porno. Și așa se află identitatea. În primul rând, ca să înregistreze un video, trebuie să plătească pentru acel video. E o funcție a site-ului. Sau poate să înregistreze cu telefonul, dar... Da. Nu prea ne interesează chestia asta, iar cei care postează pe alte site-uri care nu fac parte din lumea videochatului, nu ne interesează din nou. Pentru că nu putem să păstrăm siguranța asta 100%. Și nu există nicio altă garanție 100% că nu, că, da, de discreție, că nu se va afla. În primul rând, tu ți-o dorești. Nu avem cum să ne focusăm pe chestia asta că cineva filmează când Google-ul indexează orice poză și orice videoclip și orice cuvânt. Adică eu dacă iau un model și scriu numele ei de pe site pe Google și dau la poze, îmi apar toate pozele de pe sesiunile live. Dar voi ce ați recomanda unei fete care face video chat? Să fie asumată de la început și să apară peste tot sau să fie... Să fie asumată, ca să nu... Au și câteva modele care au 1.200.000 de followers pe Instagram, deci clar sunt fete asumate. Da. Și tocmai când sunt fete asumate, cred dar că fac mai și din... Nu faci nimic ilegal. Categoric, dar multe e probabil de rușine, datorită educației pe care o au de acasă, de frica de a nu fi judecate... Exemplele pot continua. Eu am văzut chestia asta, deci cu oameni, cu tipe care fac OnlyFans sau un prieten, știi, și spunea că multă lume spune și dacă o să vrei la un moment dat să te angajezi altundeva. Deci. În condițiile în care ea face undeva la 7.000 de euro pe lună. Unde să se angajeze banii ăștia? Eu cred că dacă ăștia? Să faci 7.000 de euro pe lună, ți se rupe să te gândești că poate că, nu știu, o să mi se lase țâțele sau o să... Păi și asta să e tot mentalitate... De 50 nu mai de poți să te duci. Auzi, avem model de 51 de ani, poftim. Deci încă nu e tipul pierdut din nici pe tine. Da, eu vreau să fac filme porno, chiar dacă nu avem studioul în România, îmi exprim... Ne ajută că tot, nu vezi ce fel a reacționat imediat. Deci a cred că a calculat câți bani face cu tine. Există principiul ăsta în viață să faci bani din ce-ți place, da? Deci, păi ție îți place sprintul și da, și sex. Păi da, și nu poți să fac sex în timp ce beau, care-i problema? Și fac reclamă la vin în timpul ăla, știi? Punem o sticlă de purșar pe spate, ce... Stai să o întreb și pe Raluca, care e profilul, cum arată clientul tipic care plătește pentru video chat? Care e profilul lui? Vârstă, nivel financiar, educație? În general, sunt oameni de vârsta a doua, clar. Peste 30 de ani, majoritatea sunt peste 30, peste 40, cu un venit destul de mare. Pentru că și într-un fel eu așa am văzut din experiența mea de trainer că majoritatea care sunt pe site-ul ăsta mi se par niște oameni neintegrați în societate. Pentru că sunt destul de mulți tocilari, mai oameni mai bătrâni care din punctul meu de vedere nu caută pe site ce nu pot să vadă în realitate sau nu pot să ce nu au curajul să facă exact, în realitate. Ce nu au curajul să facă în realitate. Curaj. Da, da. Printre care și oameni oameni afaceriști foarte importanți. Ați avut un, nu știu dacă avem voie să dăm nume sau să spunem, nu o să spunem. Este o persoană foarte importantă, foarte importantă cunoscută la nivel global. Care a dat cât mi-ai zis? 10.000 sau 100.000 de euro într-o noapte, nu? 100.000 de euro în două săptămâni. Să vadă un model cum doarme. 100.000 de euro a plătit doar pentru ca să... O vadă cum doarme. Da. Deci el se uita la ea cum dormea, atâta tot. Așa că...
100.000 de euro. Deci... Apropo de asta cu să faci bani din ce îți place. Deci dacă îți place, păi să mie nu-mi place să dorm. Băi, nici asta nu-mi place. Cum facem? Știți de ce vă întrebam lucrul ăsta? Pentru că noi și cu Cătă am avut, am avut un podcast în care și eu am cum să zic, e o enigmă pentru mine chestia asta și a fost foarte mult timp. De ce un bărbat ar plăti pentru un conținut pe care îl poate găsi la liber pe orice site porno? Am avut dilema asta și cu video chat. Nu înțelegeam de ce, adică ai două variante dacă tu vrei să plătești. De ce nu te duci să plătești să faci sex pe bune, da? Plătești, te duci la prostituate. Sau de ce nu intri pe un site porno și ai tot contentul, ai o grămadă de... Pentru că acolo nu poate să domine, el fiind financiar domină. O secundă, deci odată mă întrebam de ce plătesc pentru videochat atât de mulți bărbați, pentru că fiind o industrie de dezvoltată, e clar că nu vorbim de o minoritate, vorbim de mulți bărbați care fac asta. Și culmea, până să apuc eu să înțeleg asta, a apărut și OnlyFans-ul, ceea ce pentru mine e o și mai mare enigmă. Pentru că nu mai știu unde suntem parți. Deci tu plătești un abonament pentru o singură femeie, da? Și vezi doar poze și materiale cu una singură. E ca și cum ai o, un fel de amantă virtuală pe OnlyFans pe care o plătești, dar nu faci sex pe ea. Voi cum vă explicați chestia asta lucrând în domeniu? O parte de comunicare mai mult. Pentru că, ok, poți să plătești să te duci la curve, dar tu nu poți să fii prieten cu curva aia. Pe site poți dar nu fi... de asta te duci la ea în primul. Păi are nevoie de atenție, mă, da, de afecțiune, de pe care tu îi dai senzația că i-o oferi. Un model de videochat nu o să refuze niciodată un membru să vorbească cu el, pentru că știe care de câștiga pe urma lui. Păi da, dar un model vorbește cu 100 de membri în același timp, că e chatul ăla public, adică... Depinde, că traficul nu este așa wow, cum, ne cred, cum credem toți. Adică sunt modele care n-au un om în cameră și sunt modele care au sute, mii. Deci știu că sunt două, și contrazimă sau completează dacă greșesc, sunt două forme de a monetiza când ești model de video chat, da? Prima dată în chat-ul public, da, în care sunt tokenuri sau cum se da, numesc, când dai și îi dai un fel de provocări, da? Adică plătești o sumă de bani. Ai un meniu din care alegi. Ea trebuie să facă ceva, să-și dea sutienul jos, da, așa, doi. Da. Și a doua chestie, sesiunea one-on-one, sesiunea privată. Care ți-o alegi tu, probabil, nu? Ca model sau cum? Nu, alege membru dacă vrea să stea cu tine în privat și să și plătești alte chestii pe care modelul nu le face pe public. Pentru că modelul nu face totul pe public. Evident. Chestii mai hard le face în privat, pentru bani mai mulți. E ca la Mirță, Dinu. Am avut și eu o colegă, o prietenă care... Nu mai crezi de astea, Dinu. Ba, OnlyFans, ba, video chat, dacă am luat aia. La facultate și făcea ca să se întrețină, da? Deci, atenție, făcea video chat pentru că nu aveau părinții bani, trebuia să se întrețină în facultate. Și chiar și-a permis să facă asta, decât să lucrez un part-time la nu știu ce magazin, să nu-ți ajungă banii nici de chirie, așa își permitea. Îmi povestea că are un client, un canadian, care în privat, băi, n-o punea să se dezbrace. Deci nu o punea să își bage, nu știu ce punea să facă. Să-și facă unghiile. În fiecare săptămână intra în sesiune, că nu știu ce făcea, el zise malachia, se masturba. Ea deja învățase, își lua diverse culori de ojă, îl punea pe el să-și aleagă baby, this, that one, ok, that one. Ea stătea acolo cu piciorușele la cameră și făcea unghiile, omul era fericit, tot în sesiune privată. Da. Simt invidia. Simt invidia ta. Vin și bărbații la voi la studio și încearcă și ei. Dar să știi că sunt și sunt și studio pentru bărbați. Că Dinu ar fi fost un te rog, sunt un om serios, nu mă. Candidat. Păi nu, dar te văd așa invidios de toate sumele astea, unghiile. Eu sincer chiar am vrut să încerc. Uite, eu am vrut să și uite, o chestie foarte mișto pe care mi-a zis-o Robert. Ei doi sunt iubiți, nu știu dacă ți-au povestit. Și mi-a spus că de când lucrează la studio, tu trebuie pe mine să povestești exact, eu doar zic ce am avut eu cu el înainte. De când lucrează la studio, el nu mai are atracție sexuală față de iubita lui, adică nu îi se mai pare nimic wow. Așa. Scade apetitul sexual, da, ceea ce înseamnă da, că pornografia îți scade apetitul sexual în realitate. Dar asta ești și... un efect. Da, dar vreau să spun că el, ca el practic nu e activ acolo, da? El e un copywriter, da? Nu e activ, adică să facă ceva, să se masturbeze sau nu știu eu ce. Și totuși are impact și asupra capului lui. Da, pentru că psihic, totul vede constant fel de fel de... Dar uite, stai că mi-ai ridicat o minge la fileu, că la video chat există și cupluri, da? Da. Care fac... Cine face mai mulți bani din experiența? Păi ei nu au bărbați. Doar femeia mai a avut... Fete. Da, fete. Fete la cup, două fete, dar individual faci cei mai mulți bani.
Individual, nu da. Cuplu. Da. Uite, asta e o chestie interesantă. Deci oamenii nu plătesc ca să vadă un film porno. Ei plătesc pentru ca să vadă femeia. Am stabilit că sunt bărbați, că sunt cu peste 30-40 de ani, posibilități financiare, evident, peste medie. Că mai aveam o teorie în chestia asta, că sunt bărbați care sunt căsătoriți, da? Nu vor să-și înșele fizic partenera, adică să meargă la prostituate, și atunci apelează la acest serviciu pentru a satisface pofta de bărbați, dar rămâne acolo, seducător, de a flirta. Da, e adevărat. Majoritatea au soții acasă, pentru că noi vorbim cu ei non-stop, le știm viața mai bine decât ei, presupun. Da. Și majoritatea au soții acasă, iubită, și se ascund. Unde dracu te ascunzi în baie? Mă duc până la baie și stai tot ore și... Sau se duce la baie, la birou, stai puțin, că nu... La birou? Oriunde. Îți dai seama în Parlamentul României ce se muncește acolo? Poate vezi o dată pentru să-și... Ai birouri, sunt peste tot. Nu că a fost acum IMAP-ul și au stricat festivalul ăla cu proiecții pe Casa Poporului, cel mai mare, și l-au stricat pentru că, locul meu, weekend în Parlament, unde nu se muncește nici în timpul săptămânii, au rămas două ferestre, dar din alea mari, luminate. A rămas lumina aprinsă în... Eu cred că a uitat lumina, nu cred că muncea cineva. Hai să ne revenim puțin. Nu te dai seama că muncea cineva acolo. Da. Vezi că a fost o dată în Parlament surprins unul care s-a uitat la filme porno pe tabletă în ședința de plen, senator sau deputat. Eu cred că au fost surprinși mai mult, dar n-a avut cine să-i filmeze. Voi ca traineri știți foarte multe din lucrurile care se întâmplă în sesiunile astea private. Care sunt cele mai ciudate... Fix asta am vrut să întreb. Care sunt cele mai ciudate cerințe pe care... cu care v-ați întâlnit voi, pe care bărbații le au când intră într-un one-on-one cu un model? Una cea mai neașteptată, de exemplu, cum a fost asta cu ăla care a plătit 100.000 de euro să o vadă pe fată dormind, și una ceva la care nu se aștepta nimeni. Una la care nu m-am așteptat eu niciodată. Ca modelul să fie plătit să se uite la unul cum își bagă o piersică în fund, o scoate și o mănâncă. Nu, nu pot, nu vreau, nu pot. Să se uite la unul. Mi s-a făcut rău. Da. Și a făcut asta? Și a și plătit foarte mulți bani pentru și a băgat piersica. Avea gută ce avea o trece. Am văzut și modele, nu de la noi din țară, cred că sunt columbiențe, care și-au băgat o minge de rugby înăuntru și nu se mai vedea minge. Bine, știi că a fost posteriorul brazilienilor, columbiencelor. Păi stai, nu cred că vorba de posterior, nu? Posterior. Nu. Posterior, nu. Era mai ok, posterior. Da, nu s-a supozitor. Și? Stai că acum nu mai am întrebări. Împins odată și poca e și mingea. Aia naște la secund copil. E singura care n-are nevoie de epidural de timp, naște instant. Da, de seama ce cele fată mintea oamenilor. Adică, cred că atunci când e vorba de fantezii, limit, nici măcar cerul nu e limitat dacă stai să te, da, să te gândești. Mă întreb dacă oamenii ăștia când fac toate chestiile astea atât de dubioase, că dubioase sunt, sunt drogați sau beți sau ceva, sau e starea lor naturală? Sunt, da. Deci, practic, anumite substanțe le provoacă... Stai să mă o chestie, că acum știi că suntem într-o lume politică, e corect, totul e avut, totul e întotdeauna... Ești fanul cannabisului. Modelul are dreptul să refuze, da, ori dacă ceva îi se pare, ca să nu ne apucăm, o să sară oamenii cu... Sau dacă nu refuză ea, refuzăm noi. Adică noi luăm control. A, deci voi, dar dacă vi se pare că ceva este, voi urmăriți în permanență, da, nu, top, activitatea, da, și dacă vi se pare că ceva ar fi riscant prea sau... mult sau da, intervenim și refuzăm automat, chiar dacă da, modelul spune că eu să crește... Ce ați refuzat? Zic, stai, puteți să creșteți prețul atunci, adică eu așa... Asta e primul, principalul motiv pentru care intervenim, pentru că nu credem că se merită să facă o chestie riscant, anume, da, riscantă sau mai puțin pentru suma de bani pe care o plătește membru. Nu e omenesc să accepte așa ceva. Care să fac pe dar. Da. Și zi-mi o chestie pe care a cerut-o clientul și ați refuzat-o indiferent de sumă. Am avut un model care căruia i-a fost cerut o penetrare, da. Dublă. Da. Cu ce și ce? Cu piersică și măr sau? Cu două dildouri. Așa. Și modelul face chestia asta, dar era pe bani puțini și am refuzat eu. Deși ea voia să facă. Și înseamnă că îi plăcea. Stai să spui mai... Nu, pentru că eu știu membrii și știu potențialul lor. A, tu știi cât ar fi dispus fiecare, da, da, să tădea, plătească. În funcție de vechimea lui, culoarea pe care o are păsaie. Asta nici nu mi se pare riscant, mi se pare chiar plăcută.
Bine, mă, tu. Nu se merită. S-a strâmbat. Păi nu se merită, n-auzi că nu se merită. Pentru că eu îmi stric modelul în momentul ăla. Adică ea o să, o să înceapă să promoveze chestia asta. Și eu nu vreau să promoveze chestia asta. Eu vreau să promoveze ceea ce vreau eu să promoveze. Și la banii pe care voi îi cereți. Normal. Ca să facă bani, pentru că dacă tu stai... Tine pe bani mulți. Da. Dacă tu faci o grămadă de chestii pe 3 lei, atunci practic îți scade și ție valoarea. 1000 de euro ca să se uite la tine cum dormi, deci asta mi se pisă. Omul rămăsese la frumoasa adormită, habar n-am ce mi-o ferească. Interesant. Cum a durat toată chestia asta, toată povestea asta, tot live stream-ul ăsta? O ținea non-stop, nu știu exact cum stătea, pentru că nu stăteam să mă uit. Da, ești privat, stăteam să mă uit, o ținea privat non-stop și... Băgai Salax acolo ca să nu se trezească în sus. Păi da, vezi că dacă chiar nu te ia somnul, vezi că e greu să stai să mimezi somnul. Acum, serios, cu 100 de mii de euro ca bărbat, dacă ai vrea să fuți, da? Vorbește frumos. Să copulezi, să penetrezi, să... Invadezi. Să invadezi intimitatea unei femei, da. Cred că la 100 de mii de euro ai putea să iei... Tu știi mai bine câte fete din România, din astea persoane, nu publice, nume, mă nu refer. Nu, păi să nu ne apucăm să dăm. Dar știi foarte bine că sunt foarte multe persoane publice, da, care pentru 100 de mii de euro... Eu cred că și pentru mai puțin. Au fost cazuri celebre. De la 10 mii în sus? Ai plătit tu? Nu se spune persoanele de față să-i... A, ok. Păi nu, dar știi cazul celebru cu o persoană cunoscută, că tu spui nu dar nume, dar a fost în spațiu public, că au chemat poliția, ca proștii la hotel în centru vechi, știi la cine mă refer, da. Au chemat poliția că se înțeleseseră la 5-600 de euro, vorbesc de o vedetă din România, deci prezentatoare TV, nu așa, se înțelesese cu un străin la 600, la 1000 de euro, ăsta la final i-a spus că îi dă doar 100, că atâta merită. Apoi că e nemulțumit și... Asta a vrut să-și ia... să ia mai mulți bani de la el și au chemat poliția și așa evident că... a violat, nu? Parcă așa a fost Uite, așa se ajunge și la... Bă, acuzațiile astea de violite, ca paranteză, că tot facem podcastul ăsta și eu nemulțumirile mele, a apărut acum în spațiu public un caz cu un actor celebru. Da. S-au trezit unele să spună că l-au violat, ceea ce sigur e o acuzație foarte gravă care trebuie investigată. Că le-a violat sau că l-au violat? Că le-a violat. Okay. Le-a violat. Treaba este că atunci când a citit știrea, declarațiile lor sunt în felul următor. Noi venim în anul 2023. Să spunem că actorul Marea Sculă, care acum este celebru, ne-a violat în 2003. Păi și eu atunci mă întreb, ți-a luat 20 de ani să-ți dai seama? Să realizez că a fost viol și nu plăcere? Nu, dar e o chestie foarte gravă, Madalina, pentru că din cauza asta poți să distrugi cariera unui om, da? Ajung eu sau cineva, uite, către oricine ajungi, mâine prim-ministru sau și se trezește o tută proastă, încă o dată, o tută proastă, da? Comentați și înjurați-mă, mi se rupe. M-a violat Dinu când aveam 16 ani. Păi și au trecut 20 de ani. Bine, la tine ani. Sunt foarte mari șanțele să apară știrile astea. Dar nu, eu tot ce am făcut, super, toate ilegalitățile pe care le-am făcut, le-am scris în romanul Playboy, Incursiune într-o lume interzisă, m-am autodenunțat acolo, aștept să-mi dați brățel să mă îmbrăcați în dulci. Este un pamflet și vă rog să tratați ca atare, adică să luați de bun tot ce am spus aici. Așa, hai să trecem la videochaturile noastre. Păi hai să trecem de la videocea la următoarea etapă, pentru că voi sunteți de un an și doi ani. Da, un an și ceva și ea mai... Tatăl ne spunea că în România videochatul a început prin anii 2000, nu? Bun, acum de la videochatul ăsta a apărut cumva un rival, OnlyFans-ul, da? Acum, deci, fetele au de ales, înainte era videochatul, acum e videochat și OnlyFans. Voi ați simțit că a scăzut puțin piața de videochat de când s-a dezvoltat platforma asta? N-au legătură între ele, nu? Sunt două chestii total diferite. Gândește-te că OnlyFans-ul este un singur site. La videochat lucrez pe 9. Așa. În același timp. Traficul de la videochat este mult mai mare decât cel de la OnlyFans. Adică OnlyFans-ul e doar o unealtă din punctul meu de vedere. Păi și pentru o femeie, unde crezi că poate face mai mult bani? Fiind model de videochat sau pe OnlyFans? Nu, la videochat. Ai mai multe surse de trafic, de clienți, de orice ai, mai multe posibilități. Eu mă refer și la clienți aici când vorbesc, adică n-ați simțit o scădere a clienților în sensul în care ei în loc să plătească acum, bă, sunt aia, ți-am zis că cu OnlyFans-ul că sunt unii care plătesc să le dai direct. Da, și noi avem chestia asta. Vă bați de specie de proști ce suntem. să plătești, suntem niște cretini. Să ajungi să plătești o femeie, pentru cei care nu știu, vă explic eu imediat. Pe OnlyFans și pe videochat, cum spui tu. Deci sunt bărbați care nu judecăm, Doamne ferește, fiecare cu pasiunile lui. Că își pozează falusul. Da. Da, nu măciuca, falusul.
Și îl trimit unei femei și ea spune, da, vrei să-ți dau o notă pe ea, decât mi se pare mie, trimite 100 de euro. Și ei trimit. Da, mă, dar e tot o chestie psihologică, nu e ceva ce chiar așteaptă la să-i dai notă. Îi place lui jocul ăsta. Și aia dacă îi dă 5, ce rezolvă? Să fie mai departe. Păi nu, eu aș fi sinceră ca femeie. Tu n-ai fi sinceră în situația asta? Eu aș fi sinceră. Adică vezi acolo, vezi că are 13-14 centimetri, ce-i spui? A, e de 9,8. Exact, asta face. Păi, da, pentru că tu trebuie să-i faci poporul cu televizor. Dar tu trebuie să-i faci dependenți de starea de bine. Practic, ei au starea de bine, ai o confirmare. Și trebuie să prinde că-ți bați pula de... Păi tocmai ce ți-au spus că nu sunt bărbați deștepți acolo. Sau poate sunt deștepți, dar nu inteligenți emoțional. Și atunci acolo e marea problemă. Noi doi știm prea bine asta. Mi se pare că nivelul intelectual al celor care intră pe platformele astea e... Stai puțin, Mădălina, pentru că dacă sunt oameni cu foarte mulți bani... Deci oamenii... Da, mă, dar vorbim de o inteligență emoțională, nu vorbim de inteligența lor să facă bani sau ceva. Că ei fac bani, adică sunt inteligenți. Ei fac bani, dar nu au inteligență emoțională să înțeleagă anumite stări ale lor, anumite nevoi ale lor și așa mai departe. Adică știm prea bine lucrurile astea. Câți oameni deștepți nu vin și la noi la terapie și care săracii nu se descurcă deloc în societate cu nimic. Cum vedeți voi povestea asta cu OnlyFans? Falsă. În ce sens falsă? Nu cred că o să acapareze niciodată OnlyFans-ul. Videochatul sau? Da. Uh-huh. Este foarte greu să faci. Și nici filmele porno, adică traficul de la site-urile de filme porno sau... Deci ți-ai răspuns din nou la întrebare, că erai foarte curios. Mai sunt încă 100 de site-uri pe care poți să vinzi poze cu picioare, care face concurență OnlyFans-ului. Da, dar știi că la nivel mondial au ajuns, nu știu dacă sunt și în România, poate că sunt modele, că lor așa le place să existe. Sunt modele OnlyFans. Chiar sunt modele, da. Da, eu am o problemă cu definiția asta de modele. Se lasă modelate. Am mai spus o știre ce spun chestia asta cu modele. Tu în momentul când faci OnlyFans, ce faci tu este să postezi niște poze sau materiale cu tine dezbrăcată, știind că bărbații intră să se uite la ele ca să se masturbeze. Da. Da. Bun. Ce voiam să spun este că sunt modele care câștigă și 50-100 de mii de euro pe lună din OnlyFans. Eu nu cred că câștigă. Voi credeți că câștigă vreun model 100 de mii de euro din OnlyFans? Da, am lucrat și eu. Am colaborat cu o fată, m-am ocupat de contul ei de OnlyFans și făceam undeva la 20-25 de mii pe lună. În condițiile în care OnlyFans îți ia un comision de 20%. 20% din... Bine, și uite întrebare, că... La videochat se ia 50%, primești jumătate din ce cheltuie membru. Corect, dar tu ca studio de video ce pui la dispoziție mult mai multe lucruri. Tu pui la dispoziție decorul, camera, platforma. Totul, practic, ai costuri. Pe OnlyFans, tu ca model trebuie să suporți costurile astea, adică angajează-l pe domnul Cătălin Tudorică de la Jusăt în Media să-ți facă pozele și filmările, închiriază o locație mișto, plătește un bărbat ca să faci content unul la unul cu el. Și la final primești... Dinu vine neplătit, ca să știți. Da, eu sunt voluntar. Și la final primești 20% din ce faci. Cam așa e cu agențiile de OnlyFans. Da, dar uite întrebare, pentru că voi cred că aveți un model care e și model videochat și model OnlyFans. Nu? Da, avem mai multe. Și cred că vorbiți deschis cu ele și puteți să faceți o comparație între sumele pe care le încasează de pe o platformă și pe care le încasează de pe altă platformă. Sunt mai mari la videochat. Sunt mai mari la videochat. Uite, Dinu, deci clară e situația. A, că tu deja ești model videochat și de că poți să-ți mărești, nu? Că poți să-ți mărești veniturile și prin OnlyFans și asta e cu totul altceva. Combinația este să aduci oameni, membrii de pe videochat, să-i aduci pe OnlyFans pentru că primești mai mulți bani. Dar în același timp este și o chestie rea pentru că îți strici traficul de pe videochat, de pe site. Interesant ce îmi spui. Deci, practic, ideal ar fi să te promovezi pe alte platforme, dar videochatul să rămână mainstream-ul tău de... Da, main. Pentru că altfel auzi că ăla, dacă se obișnuiește să-ți dea ție 5 euro, nu mai intră să-ți dea 100 de mii de euro. De aceea noi nu suntem de acord să acceptăm bani pe PayPal, Revolut și alte metode, pentru că ne strică site-urile. Next question. Ați avut situația în care un client să se îndrăgostească de un model sau viceversa? Cunosc o persoană care este împreună cu un membru. Pe asta voiam să întreb mai departe ce se întâmplă în situația asta când este... Că se, bănuiesc că se poate întâmpla chiar să faci o chimie. A, el din aceeași țară sau ce? Care? Ah, okay. Din altă țară. Interesant. Și? Ea în continuare lucrează? Da, și este cu el. Cred că e aia care plătește, cred, nu? Aia ce ziceai tu că sunt bărbați care își trimit femeile la produs, în ghilimele. Nu, se iubesc, la modul ăla. Ah, wow.
Da, se iubesc. Dar chiar este dragoste între ei. E dragoste între ei. Nu are nicio problemă, într-adevăr, el este într-un fel non-stop când este ea live, este și el acolo. Dacă cumva vede din partea ei vreun gest mai ciudat față de un alt membru, pentru că se vede când... Da, asta nu afectează jobul ei, că în principiu te afectează dacă tu știi că ești urmărită de iubitul tău, de soțul tău, clar că nu mai ai aceeași deschidere către... Asta e o chestie profesională. În primul rând că nu ești prostituată, da? Adică tu nu faci sex cu alți bărbați. Și știi că și la filmele porno vorbeam cu tine de chestia asta și chiar... Stai să se înțeleagă, la filmele porno vorbeam cu tine în primul episod de faptul că pentru o prostituată sau o actriță de filme porno, sexul cu clientul, pentru ea ăla nu este sex. Da, e job, e job. Sexul cu iubitul în situația asta e cu totul și cu totul. Dar nu toată lumea se poate... Nu toată lumea se poate relaxa la nivelul ăsta la care chiar să nu o ia personal uneori când vede anumite gesturi. De asta spun. Adică să fii convins că ei i-a scăzut capacitatea cu măcar un 10-20% din ce făcea înainte. Încasările automat au... Asta spun, pentru că ea e tripată în momentul în care știe că orice gest poate fi interpretat într-un alt mod. Bașca e întrebare dacă, de exemplu, o cere un membru în privat și el nu are acces la ea, ce se întâmplă în momentul ăla? Că e posibil ca el să înceapă să-i scrie, să o zăpăcească, ce faci? Au trecut ore. Și pierde concentrarea. Și își pierde concentrarea. Bun, ăsta este un caz, dar voiam să merg mai departe. Cam cât rezistă un model în domeniul ăsta? Deci din momentul în care te apuci și în medie, cam cât ajungi să profesezi în direcția asta? Cât duce? Din punctul meu de vedere, până și atinge anumite scopuri. Pentru că avem modele care pleacă după câteva luni, după un an, sau modele care le avem de 13 ani, 10 ani. Femeia de 51 de ani? Ea e nouă. Ah, ok. Cele care pleacă după o lună, două, trei, sunt majoritatea? Da. E posibil să nu reziste psihic. Da, întrebam că am zis și eu chestia asta, că vin foarte multe și după două, trei luni... Sunt modele care fac bani și se lasă, pentru că nu mai pot continua psihic sau fizic. Sau își ating un target sau da. Și e de ajuns. Nu, pentru că escortele de care povesteam în primele episoade... Mi-au spus că ele nu pot renunța la genul ăsta de venituri pentru că ele n-au din ce să facă banii ăștia din nimic altceva și că sunt dependente de veniturile astea. Deci am văzut o știre acum recent în România, o tipă care a lucrat ca escortă în afară, Olanda, Belgia, mă rog, nu știu, a venit în România, adunase vreo 350.000 de euro, ea ascunsă într-un apartament undeva, într-un safe, a plecat înapoi, a mai făcut niște bani până a ajuns la 500.000. S-a întors, a făcut o petrecere și la un moment dat cumva s-a aflat că ea avea banii acolo. Ea s-a dus înapoi să mai lucreze puțin și în timpul ăsta i-au spart safe-ul și i-au furat banii. Și întrebarea mea, știi care a fost? Bă, dacă ai 500.000 de euro cash în momentul ăsta, de ce te mai duci să te fuți pe bani? E devine o dependență, măi. Zăi să afacere. E o dependență și o nevoie acută și cred că și frica de sărăcie pe care a avut-o implementată în cap de la început. Jumătate de milion de euro. Da, pentru că ea, neavând un cap format să investească banii aia, ca drept dovadă că îi ținea într-un safe în casă, deci clar pe ea nu ducea capul să investească banii în ceva ce să-i aducă venituri pasive, ea tot agonisea. Asta e o chestie psihologică, tu știi foarte bine lucrul ăsta. Da, așa. Și tot agonisea și tot agonisea și până la urmă a rămas fără ei. Că există și o expresie, dar nu o zic, că pormă ea spun ăștia că vorbesc cu lucru. Banii făcuți pe, se duc tot pe... Da. Cât la sută în momentul în care lucrez în domeniul ăsta, cât este muncă, nu pentru voi, că voi sunteți trader, la voi e doar muncă, mă refer pentru cele care sunt în fața camerei, da? Cât este muncă, cât este și plăcere? 80% muncă, 20% plăcere. Adică în momentul ăla masturbat nu mai e plăcere, este... Este chin. Adică este sunt chin. Modele care se plâng de chestia asta. Mai ales cele care sunt pe jucării, pe fac mașini, pe dildoială, pe toate chestia. Deci practic acum hai să dăm din casă toate expresiile alea și orgasmele alea... Fake. Sunt mimate. Da. Și practic un model de video chat e o actriță extraordinară, da. În contextul ăsta. Deci când vedeți acolo, de fapt noi suntem, pentru că noi le zicem geme, fă așa, spune numele. Și cum ai o încască sau cum le... Pe ecran. Da, ecran. Ca o știristă, n-auzi, că are ecran și citește. Andreea Esca de la Best Models. Da, exact. Bună seara România, bună seara prieteni. Nu ți-a plăcut asocierea asta, nu? Ce, Lorena la Chibu n-a făcut video chat? Face. A, face. Face și OnlyFans. Numai asistentă la Capatos
s-a dus 1000 de euro, trebuie să-ți cheltuiești. Băi, dar tu îți dai seama ce, totuși ce chine pentru o femeie să facă asta? Nu pot să-mi imaginez că nu sunt femeie, dar cumva... Da, uite, deci o chestie, că vezi, multă lume se uită și spune, bă, ăstea ce fac acolo? Stau pe canapea, se mastură, adică ce-ar face o femeie oricum acasă? Da, dar nu, 9 ore, nu, nicio femeie nu stă se mastură pe 9 ore, hai să fim serioși. Asta e problema, când bine, bănuiesc au și ele niște secrete, lubrifiant... Da, da, da. Chestii de bază. Știu pe care le-am camera. Asta să bei multă apă pentru cine vrea să vadă... Da. Squirt. Asta sunt și eu documentat, nu? Mai sunt și care ai luat puțin videochat-ul în două, că viața anterioară. Eu mă vezi că la un moment să spun o chestie public, deși nu o, să, o să-mi fac un deserviciu ca întotdeauna, când fiecare ediție trebuie să spun eu câte o tâmpenie. Ca să ne-am obișnuit cu tine, nu-ți face griji. Da, chiar am avut cu un prieten gândul ăsta să ne face studiile videochat. Să vă face sau să faceți videochat? Să ne facem. Să ne facem. Lasă-mă că asta nu era... Discutam, se câștiga, am prins cam care sunt câștigurile la care poți să ajungi și cu un apartament în chiria poți să faci multe. Uite, nu știu dacă știți că Galeațu e cel mai epicentru, e capitala videochatului din România. Nu știam. Deci că dacă vă duceți în Galeațu o să vedeți numai mașini de lux cumpărate din videochat. Știi de ce în Galeațu? Pentru că iau, au foarte multe modele, le iau de peste Prut. Sau din zonele astea rurale, adică fetițe frumoase, tinere, dar care vin... Da, și la București sunt foarte multe. Da, dar și ei au multe modele venite din provincie, da. Pentru că femeile din București sunt... Majoritatea sunt venite din afară București. Asta spun, adică, de exemplu, voi cum faceți casting? Că știu că toate studiourile de videochat fac în permanență casting, adică angajează, ca să zicem. Avem așa. Avem o persoană care se ocupă de publicitate, de TikTok. Publicitate pe TikTok, pe Instagram. Ok, și cum aveți un HR. Cum ar veni, da, un manager care se ocupă de interviu. Vezi, Dinu, deci asta e, sunt majoritatea sunt fete din provincie care nu au gustat prea mult din viața de București, exact. Pentru că altfel vin cu alte materiale mici. Exact, pentru că altfel vin cu alte pretenții și cu alte... Da, da. Stai că uitam o întrebare de la cineva de pe Instagram, îmi spune așa, o întrebare legată de videochat. Ian Popa a declarat public că diferența dintre o femeie care alege videochat și una care alege facultatea de medicină o face educația. Vreau să știu părerea voastră despre asta, căci eu nu sunt de acord cu el. Nu sunt de acord nici eu. Am văzut videoclipul cu el. Adică educația nu are nicio legătură cu alegerile pe care le iei tu în viață profesional. Da, hai să intrăm, dacă tot am intrat în discuția asta, că vorbeam de stigma, da? Deci modelele care fac videochat sunt uneori stigmatizate. Cred că dacă se află în public că faci videochat în România, nu ești tratată cu foarte multă indulgență. Pentru că apar etichetele astea, da? De la curvă, prostituată online și așa mai departe. De ce credeți că România, deși suntem pe locul întâi la numărul de angajați din domeniul ăsta, în spațiu public încă există acest stigmat? Că dacă faci, că nu e prostituție și dacă ar fi prostituție, pe bune, fiecare își câștigă pâinea cum vrea, da? De ce credeți că România, în continuare, că în România există stigmatul ăsta cu privire la industria asta, videochat, OnlyFans? Eu cred că nu este persoana celor care problema nu este la persoanele care critică, problema este la persoanele care cred chestia asta. Adică eu dacă mă apuc de videochat, mie nu-mi pasă dacă zice cineva ceva. Adică problema nu e la mine. Da, poate să o facă din invidie, din... Da. Nu, dar e și multă ipocrizie aici. Știi, cu toții, de exemplu, consumăm pornografie, da? În schimb, dacă auzim, ți-ai dat așa ochii peste cap, normal, mă, măi. Știu că tu ai o problemă, că nu mai găsești filmul noi pe Pornhub. Da, mă, dar nu mai, gata, s-au dus. Dar cu toate astea, când auzi de cineva care activează, că practic cam asta e zona, da? Industria erotică, să-i spunem, ne dăm ochii peste cap, face videochat, poți câștigă 10.000 de euro pe lună. Exact. Adică... O tipă care face OnlyFans, mi-a plăcut foarte tare răspunsul ei la chestia asta. Spunea, părinții mei când au aflat că fac OnlyFans, mi-au spus că n-am demnitate. Eu am spus în felul următor, că mă vând corpul. Bine că eu n-am demnitate că îmi vând corpul, dar voi aveți demnitate că vă vindeți timpul pe 2000 de lei pe lună. Exact. Eu îmi vând corpul și e impropriu spus că nu mi-l vând nicăieri, adică sunt eu în fața unei camere pe 2-3-5 mii de lei. Da, dar trebuie să fii foarte bine pregătită mental ca să poți să ai răspunsurile astea, da, și să nu te afecteze exteriorul, că noi știm prea bine că știi, România e țara în care toată lumea arată cu degetul, trei degete către ăla care arată. Ei, nu, când arăți cu un deget așa... Da, mai păi asta spun, trei degete sunt îndreptate către tine, chiar patru, dacă e puțin s-a dat peste cap. Nu, uite, eu pot să fac asta. Da, așa. Și oamenii de foarte multe ori o fac din invidie, să știi. Foarte mulți oameni... E ca și cu manelele.
Nimeni nu ascultă manele, dar dacă deja e în casă sau mai știu ce, să stabilim chestii. Deci, din punctul meu de vedere, nu există muncă dezonorantă atâta timp cât muncești pentru bani. Nu dai în cap, nu furi, faci o activitate legală. Toată lumea care judecă să se gândească la faptul că industria asta nu ar exista. Dacă nu ar exista, consumatorism. Cererea, da, e ca la droguri. Dacă nu ai mai avea cerere, s-ar duce dracului oferta. Exact. Deci, pentru orice domeniu de genul ăsta există consumatori, pentru că altfel n-ar fi pe primele locuri. Eu nu cred că trebuie să fim o țară în care să fim toți doctori, să fim toate avocate și consider că fiecare, și mie mi se pare, sincer spun, dacă aș fi femeie, mi se pare, dacă aș fi femeie, poate chiar aș face asta, pentru că mi se pare un mod ușor. Deși din ce spui tu nu e. Nu este chiar. Hai să spulberăm practic mitul ăsta, deci nu e ușor să lucrezi în domeniul ăsta. Păi nu e ușor, mă, n-auzi că stai 8-9 ore în care execuți tot ce cere toată lumea. În afară de chestia asta, care sunt provocările cu care se mai confruntă, mă? Deci în afară de chestia asta că trebuie să faci niște lucruri pe care alții le fac din plăcere, dar tu pentru că le faci foarte mult mecanic, nu mai e o plăcere, cu ce alte provocări se mai confruntă? Cu disciplină. O problemă foarte mare la noi. Da. Așa. Disciplina fiecărei persoane, pentru că un model trebuie să respecte o oră de logare ca să aibă succes pe termen lung. Trebuie să stea un număr de ore. Clienții. Da, să nu iasă după 3 ore și gata, așa, la pauză. Mai sunt și fete care, gata, au făcut 500 de dolari, mă duc acasă. Nu există. Disciplina este o problemă foarte mare cu care se confruntă modelele și comunicarea cu noi. Ce anume nu comunică sau care e faza pe ele? Noi fiind acolo în spatele calculatorului non-stop, țin să cred că comunicarea este cheia, pentru că e o mai ok să vină la muncă dimineața, să stăm la o țigară, să vorbim despre cum te simți astăzi, ce faci, cum ești, ca să știu ce prezint pe cameră mai departe. Pentru că eu dacă nu știu nimic despre ea, eu automat trebuie să o descoper pe parcurs și îmi îngreunesc și mie munca și ei. Pierdem și clienți. Pierdem și le posibilități. Le și consiliere psihologică? Aveți pe cineva care le... Noi, tot noi, facem niște ședințe de one-on-one, se numesc, în care stăm la o discuție de 15-20 de minute și vorbim despre orice. Și legat de muncă și legat de viața personală, chestii confidențiale pe care le discutăm doar noi și le dăm sub forma unui rezumat profesional mai departe către manager sau șef. Dar este important să le facem pentru a afla cum se simt ele, ce se întâmplă cu viața lor, ca să putem avansa. Deci, de la fel, asta mai e o chestie pe care dacă lucrezi tu singură nu o poți obține, pentru că aici ai o întreagă echipă care se preocupă ca tu să fii bine, în felul ăsta câștigăm automat. Și am mai venit o idee, poate ne angajează și pe noi ca terapeuți. Da, depunem un CV. Am avut o persoană cu care făceam noi trainerii ședințe, pentru că este greu și pentru noi să trăim. Bine, să știi în domeniul ăsta. Specializat pe chestia asta, pentru că aici vorbim de... Păi despre asta vorbesc și ar trebui să aibă un om specializat, unul de zi, unul de noapte, tu te duci noaptea, ai producție. Bine, mă mai întreabă lumea, mă mai spuneți-ne deci povești cringe, o chestii dubioase pe care le cer oamenii, sau întâmplări amuzante din timpul sesiunilor. Hai, zi, că ai râs, acum știu că te-ai gândit la ce. Stăteam la un moment dat cu un model și în afară de camera propriu-zisă, care filmează normal, mai sunt și camerele VR. Pentru ochelarii aceia VR și era un membru... Ce aia VR, nu? De VR. Ce? Da. Cum se numește? Da, așa. Și voia membrul respectiv să îi se facă un blowjob încât să pară foarte real. Și modelul respectiv trebuia să stea cu ochii fix sub cameră și doar să dea din cap încât să... Așa în gol. Exact. Și părea ca o rață care merge. Mulți se râs când vă uitați acolo la fata. Da. Asta mi s-a părut, pentru mine a fost cea mai... Și a reușit? A reușit, dar mi-a părut foarte... A durat. Crede-mă, cel puțin 20 de minute a durat. Wow! Da. Dar mă, vezi, un adevărat kind, deci banii nu se fac ușor în industria asta, să ne revenim. Și a 20 de minute a dat din cap în gol acolo? Da. Deci, asta spun, nu se fac banii ușor, nici din industria. Altceva. Tu, zi-mi... Ce n-am întâlnit, dar am citit și este adevărat, un model s-a sinucis pe cameră, la cererea unui membru. Păi și care a mai... Nu, e din America și este pe My Free Camps. Mamă, și care a fost scopul, adică,
oricum nu mai beneficia de bani. Vorbim de un scenariu, deci... Nu, a fost pe bune, pentru bani, gen dintr-o joacă, dintr-o glumă, s-a ajuns să se spânzure pe cameră. Deci nu, vreau să te întreb, în momentul în care a făcut asta, a fost un accident, practic, adică nu și-a dorit și a fost un accident? Sau a fost o inconștiență, pentru că era... A fost intenția de a... Puteai să-ți dai seama că o să se întâmple asta, adică nu știu... Păi s-a spânzurat, auzi? Adică n-aveai cum să... Păi nu, eu vreau să spun altceva, că mă gândesc că acolo a fost un accident, că poate au vrut să joace un soi de teatru și din chestia asta s-a ajuns... Depinde, dacă ea... Pentru că altfel de ce ai face o Mădălina? Dacă îmi spune cineva acum îți dau $1,000,000 dacă te sinucizi și pe mine cu ce mă ajută banii? Păi asta am întrebat eu, cu ce au mai ajutat-o banii pe ea, cu nimic. Probabil a fost după o serie de diverse provocări sau mai știu eu ce și din... Sau poate era la ea acasă, poate făcea, videocea de la ea. Da, făcea de acasă, nu făcea dintr-o. N-a avut echipa în spate care să o oprească. O chestie, oferim siguranță și încredere. Și voi și poliția română. Și au fost cazuri de foste lucrătoare din poliție sau de foste profesoare care au ajuns să lucreze în... Da, și managere de bancă. Uite, aveam o fată cu care lucram, era make-up artistă și... La un moment dat mi-a zis că e super obosită, că se trezește în fiecare zi la 4 și am întrebat-o ce tot faci în fiecare zi la 4 și a zis că, băi, uite, mă ocup să machiez modelele de la un studio de videochat. Și cele care veneau în timpul zilei fuseseră directoare de bănci, vreo 2 sau 3 dintre ele. Adică femei deștepte, cu joburi bune, dar care au spus că efectiv nu mai suportă salariile foarte mici. Nu, în România hai să o luăm logic. Nu cred că în momentul ăsta există nicio altă industrie care să-ți ofere ție la 20-21 de ani oportunitatea, nu garanția, unui câștig de câteva mii de euro pe lună. Muncind, dar oriunde muncești, adică și dacă te duci să te angajezi la McDonald's, muncești, și dacă te duci să te angajezi în magazin să vinzi haine, muncești. Și în presă, da? Că doar am lucrat amândoi în presă și... Aveam și zile în care stăteam 25 de ore, exemplu. E mai multă prostituție în presă decât de la video. Da, nu m-am prostituat în presă, dar cred că de aia am și ieșit rapid din ea. Prostituție pentru că noi în presă ne luăm mult mai multă muie decât își iau modelele de video. Virtual, da. Virtual, da, dar se ia la greu, stai în frig pe teren, stai în soare. Iei un salariu super mic. Și te prostituezi pentru patronul postului care face toate mizerile și poluziunile, ba cu politicieni, ba cu diversi oameni și ție nu-ți dă nici măcar 10%. Nu, ție nu-ți dă nimic, îți dă salariu. Îți produci tu pentru el atenție, deci nu spun să-ți dea pomană. Păi nu, nu, îți dă salariu și atât, restul trebuie să faci că trebuie. Da. Deci ele măcar au posibilitatea să câștige bani la modul ce produc am și eu încă. Stai să aflăm și noi, că asta cu sinuci, hai să vorbim de chestii funny de sinuci, la ceva mai amuzant. M-am uitat la un membru care își sugruma coaiele cu un furtun, ceva era, și își învingea ace. Tu îi vezi și pe ei? Da, 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 există posibilitatea de a ne uita unul. Asta, da, și ei, adică... Camera, da. Chem to chem, gen. Da, da, da. Și ce face? Sugruma? Și băga ace. Și a sugrumat cu un furtun ceva coaiele și după aia își învingea ace. Pe bune, gen înăuntru și își împingea puntea. Sunt diversi oameni care au diverse fetișuri. Și asta de fapt a fi chinuiți, dar a fi... BDSM, dar... Da. Asta mi se pare next level. Este. Păi și el de fapt de ce plătea acolo dacă toată operațiunea asta o făcea? Să te uiți, că rea lui plăcere, că te uiți. Să te uiți tu la cum îți sugrumă el coaiele. Da. Era dominare din partea femeii. Da, faci mișto de el. Acum era băiatul care vine. Dragii mei care plătiți la videochat, să știți că voi când intrați nu vă vede doar modelul, sunteți văzuți și de Robi și de trainer, sunteți... Da, eu nu cred că au o problemă cu asta, eu cred că chiar știu. Modelele? Nu, membrii. Nu, noi nu promovăm chestia asta membrilor. Membru trebuie să știe mare parte că e de acasă. Dacă se creează o legătură foarte strânsă cu acel membru și membru cheltuie foarte mulți bani, automat o să-i spunem că lucrează la un studio. În afară de chestia asta cu piersica aia, ați avut alte chestii scârboase. Da, să vomite pe cameră. Da. Grasa. Da. Grasa, mor! Da, a fost plătită să vomite exact. Într-un mar. Deci oamenii chiar... Da, sunt multe alte chestii care trebuie. Bine, să iasă. Persoana și foarte dezvoltă și face anumite chestii, da? A făcut. Oamenii care au fantezii din astea, dacă putem să le numim fantezii, din spatele camerei de acolo, adică bănuiesc că e o distracție și pentru voi când... Și pentru noi și pentru modele, că în timp ce ia sugi un dildo, îmi scrie cu cealaltă mână, mă, ce prost e ăsta. La modul ăla. E client. Da. Băi, deci e multifuncțională femeia. Da. Cât la fetele care fac modelele, au preponderent, au iubit sau...
Da, sunt destul de multe care au o relație. Și sunt înțelegători bărbați la... Unii, da, unii, nu? Dacă, cred că dacă nu intră să vadă ce fac ele pe cameră, nu cred că există prea multe discuții. Da, da, care, modele care au iubiți și nu sunt urmărite pe o cameră și astea chiar nu au nicio problemă. Sau mai sunt care vin iubiții, își fac cont și îi mai zice un bun, îi crește, o face să zâmbească sau ceva. Iubiți o care o susțin, nu ce care sunt toxici. O susține moral mult. Da, 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 da. Ce vreau să vă mai întreb, cum vedeți voi viitorul industriei de videochat? Pentru că în momentul ăsta, deci avem niște bărbați, oricum vorbim încă de un domeniu, bărbații de 40-50 de ani care l-au descoperit, e o formă nouă de industrie erotică. Cum vedeți voi viitorul acestei industrie? Credeți că se va dezvolta în continuare? Credeți că a ajuns la apogeu și de acum încolo va stagna și va începe apoi să scadă? Și ce să apară în schimb? Inteligența artificială? Foarte chestii interesante. Ați integrat chestia asta? Nu, dar am văzut un singur model pe site care a integrat chestia asta și este super mișto. Avea un trafic foarte mare. Cum se procedează pentru a integra AI-ul nou? Nu știu, nu m-am interesat, nu m-am documentat, însă ea pe cameră era ea, dar nu arăta ca o persoană, arăta ca un anime, ceva de genul. Și cum se mișca ea, se mișca și chestia aia. Se pare îngrijorător și de ce te întreb chestia asta, că s-ar putea în viitor să nu mai ai nevoie de modele la un studiu de video. Da, da, da. De ce? Pentru că îți fac un avatar, da, sau îți iau o imagine, tu nu, habar nu ai că nu e o femeie reală. Păi da, dar mai bine pentru modele, că ele o să-și ia drepturi de imagine, stau liniștite acasă, nu mai mimează de ce nici. De ce să plătească cineva drepturi de imagine, când eu pot să generez o imagine fără să plătesc? Dacă poți să generezi, dar dacă copiez, cum ai spus tu, e cu totul altceva. A. Adică dacă tu ai un model cunoscut, Melissa, să spunem, și membru o vrea pe Melissa, tu o clonezi pe Melissa, adică el nu o să vrea un membru, un model făcut de tine. Asta e pentru cele care sunt deja și au clienți și atunci ar putea să se relaxeze. Că multe dintre fetele voastre au clienților fideli, adică intră, cât de des intră, de exemplu, un membru pe aceeași și pe același model? Sunt membrii care sunt de ani de zile la aceeași fată. Doar la fata aia. Oamenii ăștia, de fapt, plătesc pentru ca să aibă o amantă virtuală. Exact, asta este, de fapt. Dar ce curiozitate am eu... Dintre ăștia, nu sunt o parte consistentă care să-și dorească totuși mai devreme sau mai târziu să aibă și o întâlnire one-on-one? Da, adică da, am avut un exemplu de gen. Un exemplu... Am agățat un membru din Canada, un om pe la vreo 60 de ani, cu foarte mulți bani, și voia să fie prieten cu modelul. Da. Și au ținut-o pe prietenie o perioadă până... s-au aprins niște scântei din partea lui. Și în momentul ăla când s-au aprins scânteile, el nici nu mai plătea la fel de mult. Adică s-a stricat oare. Pentru că deja a început să fie gelos. Da, da, da. A început să fie gelos pe alți membri și nu mai... Da, da, da. Și i-a stricat oarecum și piața. Ei, da. Pentru că automat dacă ea știa că primește de la membrul ăla foarte mulți bani, nu mai stătea să se focuseze pe ceilalți membri. Dar nu aveți și cazuri când unul să vină să-i spună ei direct, uite, îți dau atâția, stai să o iau altfel, au voie modelele care lucrează la studiouri să aibă interacțiuni în privat cu membrii? În viața reală? Nu, mă refer în privat, adică în afara studioului ia să nu, ia să iară. Păi de unde să-l ia pe membru? Ai nebunit? Membrii sunt la ei. Păi stai puțin, suntem într-o sesiune one-on-one și eu îți dau numărul meu de telefon. Păi și facem chestia asta, vindem WhatsApp, Snapchat. Da, le vindem pentru a comunica cu ei. Așa, și n-ați avut cazul în care canadianul, americanul, australianul să-i spună, uite, îți dau bani, vină la mine în țară să ne vedem, sau vin eu în România să... Nu prea bagă nimeni în seamă chestiile de genul. Adică sunt nici modelul măcar nu bagă în seamă. Se cer, dar nu... Nu vor ele. Se bagă diverse scuze ele. Ca să nu se... De exemplu, acolo, dacă vindeți WhatsApp-ul sau Snapchat-ul, cine vorbește cu membru? Tot voi? Vorbește de obicei modelul, pentru că dacă membru vrea o poză, eu n-am de unde să-i o dau în momentul ăla. Și nu ți-e teamă că strici... Eu vorbesc altfel cu el, ea vorbește altfel. Nu, dar de exemplu aveam un prieten care avea o iubită videochatistă. Ok. Și spunea că ea și-a păstrat de la studio vreo 10 clienți pe care, cu care lucra în privat. Nu vă e teamă că pierdeți din membri în momentul în care voi puneți modelul în contact direct cu membru? Nu. Sunt sute de mii de membri, nu ne plângem la 15 membri. Ok, păi da, dar poate ea începe să facă de acasă și pierdeți modelul. Să fie sănătos. Uite, deci
puteți face și de acasă. Bă, nu cred că, păi da, dar nu cred că e rentabil. Stai puțin că eu știu că sunt niște clauze încă. Da, adică are protecția pe conturi 6 luni de zile. Păi asta spun, dar e un termen limitat, nu e ceva, adică tu dacă deja ai 10-15 bărbați care îți scriu și tu poți să susții veniturile din casă. Nu e pierderea ei, pentru că prin intermediul studioului ea poate să acumuleze mult mai mulți membri de genul. Categoric, asta spun. Adică dar multe fac asta. Chestia asta. Membrii poate pleacă să vă fac și studioul vostru. Da, cred că avem un plan chestia asta, însă nu cred că este o idee bună. Pentru că este foarte greu să găsești modele, n-ai modele, nu faci bani. Să investiția e foarte mare, pentru că să faci o cameră nu e ca și cum închiriezi un apartament sau o clădire și e gata. Trebuie să investești în decor foarte mult, în camere, să dai cea mai bună calitate pe site. Noi în momentul de față, studioul nostru dă cea mai mare calitate dintre toate posibile. Avem cele mai scumpe camere și e altceva când oferi calitate pe site și e altceva când intri la o columbiancă și se întrerupe din două în două secunde. Dar de ce zici că e greu să găsești modele? Că-ți repet, chiar ministrul de finanțe a spus că avem 400.000 de oameni în domeniul ăsta în momentul ăsta. Adică vi se pare că e o problemă asta? E supra-saturată cu industria și de studiouri și de modele. Pentru că s-ar face mult mai mulți bani dacă n-ar fi atât de multe modele, de exemplu. Se practică și furtul între studiouri de modele? Mai mult sau mai puțin. Automat, când un model cunoscut vine la tine la studio, își mai aduce 5 prietene. Chiar dacă sunt adus. Da. Bănuiesc și oferindu-i poate un procent mai mare din ce... Sau alte condiții, pur și simplu. Că deja sunt niște studiouri foarte mari și nu poți să te pui cu cineva care e de 5-10-15 ani pe piață la nivel de calitate, la nivel de... Da, este altceva. În primul rând ca nume. Adică eu dacă îmi deschid mâine un studio, nu pot să zic la un model de la Best, hai la mine că îți ofer ceva mai bun. N-am cum, nu e de necrezut să fac. Adică trebuie să iau un model nou de la început, da. Dar clar e muncă. Și automat nu am garanția că modelul pe care o să-l aduc o să-mi facă bani ca să plătesc o chirie, o întreținere, nu știu. Uh-huh. Nu-mi oferă garanții. Nu. Și dacă spui asta că e supra-saturată piața, deci voi practic cum vedeți viitorul acestei industrii? Cât timp credeți că se mai pot face bani ca lumea din videochat? Constant, pentru că e și supra-saturată, dar în același moment și pleacă modele. Acum un an erau undeva la 4.000 de modele pe StripChat. Online. Acum sunt 8-9.000. Da. După un an. Aveți și modele care au îmbătrânit în domeniul ăsta, ca să zic așa, da. Și acum au familie, păi au copii. Că au de 13 ani. Și cine existența din asta? Da, avem, dar din punctul meu de vedere, după 5 ani ar trebui să renunți ca model. De ce zici asta? Pentru că deja devine frustrant. Pentru ea? Da. Psihic, pentru că automat apar alte modele noi, membrii o să caute mereu ceva nou. Categorii. Și ele nu o să mai facă acele sume și apar frustrări. Și cred că sunt și obosite, adică nu mai dai același randament, să mergi cu un job toată lumea. De 13 ani același job și deja devine, cred că, plictisitor. Și te cunoști și toți membrii deja pe site-uri dacă ești veche și nu mai vin la fel de mulți. Hai și mai gândește-te și tu dacă mai ai o ultimă întrebare, o pun eu acum pe ultima. Ce sfaturi, fiecare vreau să-mi răspundeți, ce sfaturi ca trainer în domeniul ăsta ați avea pentru femeile care vor să se apuce de domeniul ăsta și sunt la început? Care sunt sfaturile pe care le-ați dat, ponturile? Din punctul meu de vedere ar trebui să fie foarte bine pusă fata aia psihic ca să poată să activeze în domeniul ăsta. Atât, doar asta. Trebuie să fie destul de matură încât să poată respecta un program, pentru că majoritatea vin cu aceeași gândire, cum că banii se fac foarte ușor în videochat. Nu e așa. Trebuie să fii foarte bine pusă psihic ca să poți să produci banii, să stai 8 ore pe cameră zilnic ca să poți să ajungi la sumele respective. Deci să tratezi chestia asta de la început ca pe un job normal, ca pe o pușculiță la care mă duc, stau puțin și mă îmbogățesc. Dar bănuiesc că bine. Acum, nu știu cum să mă exprim mai elegant. Cred că multe din fetele care vin în domeniul ăsta la început sunt și mai bătute în cap. Hai că n-am zis eu elegant, dar adică nu sunt... Păi au zis și ei că sunt mai bătute în cap. Au zis și ei că vin din provincie, n-au educație, n-au școală neapărat. Să nu se supere fetele cu noi. Asta e o provocare foarte mare pentru voi, pentru că în momentul ăla voi vedeți acolo un talent. Poate că arată bine, e jovial, are potențial, dar trebuie să vă apucați să o... Gândește-te că eu am lucrat la un alt video. De-asta studiu de videochat și am avut un model cu care trebuia să vorbesc prin mesaje vocale pentru că ea nu știa să scrie, să citească. Wow! Da! Wow! Din fericire n-a venit niciuna la noi până acum.
Când a intrat în domeniul fata asta, că știu că acolo tu tastezi, tastați voi, de da. Fapt, și oamenii credeau se făcea că tastează și... A durat ceva până am învățat-o să se și prefacă. Păi da, pentru că ea nu știa literele, era în alfabetă, măi? La modul ăla, da. Wow! Ana, da, dacă n-a făcut școală, măcar arăta bine. Nu. Era băi, deci poți să ai, de la ca o încheiere, poți să ai succes și dacă ești urâțică, prostuță, da, și analfabet. Consecvența să fie puternică psihic și tu? Asumată. Asumată. E important asumarea, nu? Adică e un bagaj pe care îl duci în spate și de care poți să scapi și să îți vezi niște de viață. Da, și să comunici cu oamenii din domeniul ăsta, pentru că nu ai cum să ceri un sfat legat de acest domeniu oricui. Da, categoric. Doar dacă ai un om cu care lucrezi, efectiv... Trebuie să aibă încredere persoanele cu care lucrează ca să poată să atingă un succes anume. Mm-hmm. Ne facem bun, trainer de modele de video chat? Trainer de modele de video chat. Păi mai întâi trebuie să fim noi trainuiți puțin în direcția asta ca să înțelegem. Mergem la școală. Nu ne-a plăcut școala. Da, stai că n-am pus cea mai tare între se câștigă bine ca trainer în domeniul ăsta. Da. Cât să supraviețui? Nu sunteți puțin așa geloși pe modele, că bănuiesc că modelele totuși fac ceva mai mulți bani astea de succes, nu? Sau faceți... Dar voi luați și voi comision? Nu. Asta e nasol. Depinde că sunt... Da, avem salariu fix noi aici, cu anumite bonusări. Dar ai sunt gândit vreodată să trecem în partea la alta? Ai zis! Am zis că m-am gândit la chestia asta, da, no. Dar nu pot, nu știu, bărbătește să fac chestia asta. Aș face-o fără să-mi bag chestii în mine sau alte nebunii astea. Doar pe vorbă și atâta gen. Da, dar nu știu dacă aș rezist psihic să fac chestia asta, nu știu. Trebuie să-ți găsești câteva femei 50 plus și nici nu trebuie să intri la studio. Stai puțin pe vorbă. Păi nu, că eu fac doar cu ei. Femeile bogate, ba, femeile plătesc un căcat. O femeie nu e atât de fraieră, dar o femeie dacă plătește să o fuți, nu plătește să te masturbezi în fața ei. La video acela bărbat plătesc gay. Da, gay. Femeile am stat de proaste ca bărbați. Mulțumim. Hai să încheiem, da, face semcătă. Cum v-ați simțit aici la noi? Super mișto. Data viitoare n-aduce și noi niște fete de pe la voi să vorbim. Băi, chiar aș vrea să aducă niște fete și să ne, nu să ne exemplifice la modul ăla, dar efectiv să vedem ceva real cum ar veni. Să vedem un show aici, da? Și pe YouTube pe principiul emisiunii Naked Attraction. Să avem cardurile la voi. Să avem cardurile la noi, le avem, dar le putem goli înainte. Dați subscribe, spuneți-ne ce subiecte vreți să abordăm în episoadele următoare. Terminăm împreună, hai termină tu acum. Gata, am început împreună, terminăm împreună. Astăzi am avut și doi. Mulțumim, Luca, discuții tabu. Mulțumim, Cătălin, Tudorica și Sătă Media. Ne vedem data viitoare. Pa!